La telefon se află domnul Dorin Chirtoacă, primarul general al Chișinăului, vicepreședintele Partidului Liberal. Bună seara, domnule Chirtoacă. Bună seara, bună seara. Am citit în presă că ați fost reținut la o secție de poliție din Chișinău. Care a fost motivul? Faptul că am avut o întâlnire cu alegătorii în comuna Băcioi, municipiul Chișinău, unde de fapt s-a mai întâmplat și anterior să fie incidente din cauza primarului comunist și a poliției de asemenea subordonate guvernării comuniste. S-a încercat să fie o intimidare, a fost o reacție inversă din partea cetățenilor. Motivul a fost că întrunirea a fost până aproape de miezul nopții și nu până la ora 10, așa cum a previns poliția, deși codul electoral permite întâlniri la orice oră de zi sau de noapte. Ați fost dus la secția de poliție, ce s-a întâmplat acolo? La secție de poliție nu s-au mai putut lămuri polițiștii de ce m-au reținut. Eu le ceream să facă un proces verbal, să-mi pună o amendă, deși spuneau că nu au de gând să facă proces verbal și să-mi dea vreo amendă. Au spus că cel mult poate să-mi dea o citație. Domnul zic, la ce m-ați mai chemat? După care a apărut și comisarul de poliție a sectorului Botanica și i-a mustrat pe colegii săi pentru faptul că m-au reținut. Peste câteva minute am ieșit, am liniștit oamenii care erau în fața secției de poliție și fiecare a mers acasă. Peste două zile când am mers la comisariatul de poliție Botanica, aproape că n-am putut intra. Deci, practic, nu mă lăsau să intru în comisariat, iar organizatorul întrunirii, colegul nostru, Vitale Șalaru, care este președintele filiale din comuna Băcioi, n-a fost lăsat să intre. Dânsul, de fapt, ca organizator, ar fi fost indicat să fie urmărit de poliție. Iar în comisariatul de poliție, de asemenea, am cerut să fie făcut proces verbal, să fie pus amendă, nimic. Doar au spus că vor face o sesizare la Comisia Electorală Centrală despre faptul că a fost depășită ora 22. Atât și cu asta s-a încheiat aflarea mea la Comisariatul de Poliție. Pare o glumă, dar sunt aceiași polițiști sau vorbim de aceleași forțe de poliție care au acționat și în 7, 8, 9 aprilie. Vă aflați în plină campanie electorală. Este o campanie corectă din punctul dumneavoastră de vedere? O singură completare. La ieșirea din comisariatul de poliție, și mă gândesc că este o legătură, și-a făcut apariția o doamnă comunistă care a început să vorbească în termeni foarte duri în adresa mea, făcând aluzii și lucruri despre care comuniștii vorbesc de mai multă vreme, denigrând persoana mea și opoziția, lucruri de tipul Hitler, semănați cu Hitler și alte prostii de genul ăsta. De fapt, de o bună perioadă încoace, comuniștii fac propagandă nazistă aici în Republica Moldova, utilizează simbolica nazistă, ceea ce este infracțiune. Și încearcă să stigmatizeze diferite persoane din opoziție, asociindu-i cu diferite personaje din istorie. Doi ani în urmă mă considerau copil și spuneau ce are să caute copilul ăsta la primăria Chișinăului. Acum, prin toate ziarele și pe la televiziune, de acum strigă că e Hitler. Comuniștii se pierd în propriile acuzații. În ceea ce privește campania electorală, muncim din noapte până noapte atât cât este posibil pentru a convinge majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, așa cum s-a întâmplat și la 5 aprilie, că merită să fie făcut o schimbare în favoarea democrației. De fapt, comuniștii au pierdut alegerile parlamentare din 5 aprilie, acumulând mai puține voturi, cu mult mai puține voturi decât opoziția. Cum arată Chișinăul în aceste zile? Este un oraș sigur? Se poate circula în liniște, mai ales după căderea serii? Este un oraș în care se muncește, care a suferit acum de pe urma unei furtuni, dar în care se poate circula, în care putem vorbi de o aproximativă siguranță. Colegii noștri în seara aceasta fac proiecție a filmului despre adevărul din 7 aprilie prin sectoarele orașului și de fiecare dată este tăiat curentul. Poliția a înscenat chiar un jaf într-unul din sectoare și se plimbau într-un perimetru de 200 de metri pătrați pietruit, căutând nu știu ce probe, un portofel și așa mai departe. Vreo două ore au fost căutat. În momentul în care am adus un generator de curent electric autonom, au văzut că ne putem face proiecția, au plecat în câteva minute, au văzut că nu mai este eficientă această blocare a lor a evenimentului. Dar este vorba de o securitate aproximativă, pentru că oamenii se tem că oricând pot fi răpiți de pe stradă, oricând pot fi bătuți, maltratați, torturați sau fie omorâți, așa cum au fost omorâți cei trei tineri, sau cum au fost violate tinerile în comisariatele de poliție. Și nimeni pentru asta nu a răspuns până în prezent. Există mai mulți lideri, printre care știm că vă aflați și dumneavoastră, cărora li s-a instrumentat un dosar penal. Li s-au instrumentat dosare penale. Care mai este stadiul în acest moment? Am mers la procuratură, am depus declarații, am povestit de-a fi la păr toată activitatea mea din ziua de 6 și 7 aprilie.
destul de stranie această abordare din partea procuraturii să interogheze și să suspecteze pe cineva care a încercat să oprească violențele, care a încercat să oprească devastările, să suspecteze tocmai de uzurparea puterii de stat și dezordini în masă. În timp ce cu totul altcineva dădea indicații să fie instalate drapelele pe Parlament, tocmai cei care investighează, cei care au apărat clădirile Parlamentului și Președinției, sunt acuzați. Că Vladimir Țurcanu, mâna dreaptă a lui Voronin, le spunea celor doi tineri, v-ați urcat și ați instalat. Practic le dădea indicații, sau locotenenți de la Serviciul de Informații și Securitate beau șampanie de la geamurile clădirii Parlamentului. Polițistul era alături de aceia care au instalat drapelele. Și atunci cine stă în spatele acestor acțiuni? Dar trebuie să trecem și prin aceasta, într-un regim comunist, totalitar, dictatorial, care în agonie și în disperare utilizează orice fel de metode pentru a încerca și a se menține la putere. Mai grav, au ajuns să utilizeze crima să omoare copiii doar de dragul de a rămâne la putere. Primul ministru anunță că gata, sunt puște copiii dacă ies în stradă. Unde s-a mai văzut așa ceva? Ca mamă avea de gând din Are Greceană să-mi puște copiii. Pe când la Briceni, o mamă și-a vândut copilul cu 12 lei, cu un dolar de sărăcie în Republica Moldova. Iar Voronin se gândește cum să umble în pantalonii primarului, să bage acolo un șobolan, luați declarațiile lui, sau pleacă la Moscova cu calul în avion ca să participe la curse de cai. Asta e serios? Da. Mulțumesc foarte mult, Dorin Chirtoacă. O seară bună.